Credeți că numai în sectoarele marginale, defavorizate, sunt naziști? Iată, avem și în sectorul 1 sau 2, cartierul Primăverii, sau ce fie aici, cu muzicieni, cu Glinca, cu Garibaldi. Nu așa că trebuie intervenit. Aici văd că e poștoală pentru administrator, dar nu știu la ce cameră îl găsesc să-l întreb de viață. Înțeleg că e sectorul 2 aici. Locuiți în blocul ăsta? În blocul ăsta locuiți? Vreau să ajung la administrație. Mă puteți ajuta? Înțeleg că e în scara asta, nu? Ce, numărul de la administrație? Numărul sau să știu la ce apartament sunt ca să... Aici, nu, la asta apartament Victorie. A, am înțeles. Da, aveți vreun număr de telefon sau ceva? Da, acolo, pute aici. Ați observat că aveți în spate desenat un simbol interzis, svastica nazistă? Cum, ce ala? Pe spatele blocului desenat o svastică. A desenat o svastică? Cineva a desenat și... Copiii ăștia, cine poate să desenezi decât... Păi nu m-am luat de ei atunci. I-ați văzut desenând pe cineva? E, nu am văzut pe dreapul. M-am luat de ei că zic, bă, băi, aveți desenat? Ce nu, nu avem. Dar fie că avea, dar era ascuns. Stătea aici, la acolo. Aha. Credeți că-s de aici, de la liceu, sau chiar din bloc? Copiii ce? Care desenează. Nu există în bloc copii. A, deloc? Nu știu, dacă e un care s-a mâncat acum. Am înțeles. Acolo e numărul administratorului, îl cheamă Alexandriescu Valentin. Dar nu prea se vede, e o... A, e o ceva acolo. Se vede, mă, de-a prezit. A. Scriu 07... Poți să-l fotografiez, ca să vă... Nu, vreau să o sun chiar acum. Mulțumesc. Ia, unde-a desenat? În spate, în spate, în curte. A, dar tu n-ai venit pentru asta. Nu, treceam pe aici, întâmplător, am văzut și m-am gândit să vă lămuresc. De cât timp e? M-am întrebat eu pe copiii ăia. Zic, băi, ce-a scris aici, 1947? Păi, voi ați zis ce înseamnă 1947? A, nu știu. E anul fondării clubului Steaua, parcă, nu? Ceva. Că e despre asta. De ce de idee? Asta s-a pus beton aici sau ce? Nu, de svastica aia m-am luat, că eu caut oficiul poștal. Nu, dar ce e? Pentru ce problemă? Eu caut oficiul poștal și am văzut svastica și m-am gândit să mă lămuresc cu ea, pentru că mă tem de nazism, de fascism, nu? N-aș vrea să se repete. Nu răspunde, dar păstrez numărul și o să o sun eu cu altul cai sau o să mă sune el înapoi, dar înțeleg că administrează mai multe blocuri, nu numai asta. Da. Am înțeles, e unul din ăsta, mai mic. Cauți oficiul poștal? Caut oficiul, am înțeles că e aici undeva. Aici, în dreapta. Aici, chiar aici, ok, mersi, că vreau să trimit o scrisoare. Trimit-o. Mulțumesc, sănătate. Vedeți, poate luați atitudine și îl acoperiți cumva semnul acela. Nu știu a cui e răspunderea, administrației blocului sau a primăriei. Acum lumea e liberă, toată lumea e liberă, dar legea interzice simboluri naziste. Interzice. E, cum nu interzice? O, este legea 331, nu știu cum se numește. Atunci e dictatură și n-avem de zis, dar acum e democrație, trebuie să ne împotrivim mesajelor periculoase pentru democrație, nu? Treaba. Uitați-vă. Svastică chiar acolo. S-ar putea să fie sub geamul dumneavoastră. Sau nu stați la parter. Unde e svastică? E după al doilea balcon, jos. E crucea aia sucită. Fiecare să-și caute de treaba lui, părerea unui românaș. Nu-l deranjează, probabil. Crucea e sucită, că e simbol nazist, aia că dacă vin rușii și bagă svastica lor. Până se vină rușii, o să vă treziți cu naziștii în parlament, în casă. Să nu ziceți că nu v-am zis. Autobuzul nou a pornit din parcare cu un nor de fum. Oho. Așa fac ele la început.
și mașina merge cu spatele. Sunt minunile bucureștilor. Nor de fum când a pornit din loc. Ce cu modelele astea turceci? Să ne răspundă Gabriela Firea, că ea le-a adus. Nu am nimic împotriva desenelor stradale, dar să nu fie împotriva legii, împotriva oamenilor. Simboluri ermetice, inscripții de huligani și ultrași, ceva mesaje neclare despre LGBT. Mesaje cu uia. Un grafiti cu sens. Un fel de război mural, de mesaje. Sectorul 2 București. Stadionul Dinamo. Un veac trebuie să aibă butoiul ăsta de reclamă. Svastici de toate culorile și tot felul de mesaje între blocuri, tot în drumul taberei. Am sesizat primăria, dar până acum nicio reacție. Totuși, de ce nu reacționează oamenii de rând? Nu sunt vizați? Nu sunt amenințarea nazistă? Extremistă. Dacă pe ei nu-i deranjează de atâta timp halul în care se află aleea asta, trebuie să ne imaginăm că nu prea le pasă nici de starea drepturilor omului. O fi crezând că drepturile omului sunt un lux pentru alții. Cât timp suntem împreună cu naziștii, cu extremiștii? Nu, mersi. Ei la răcoare ar trebui să stea. Și ele.